Salut, scumpii mei și dragi beneficiari. Video dat nu o să fie în acces liber. El, dacă vă l-am trimis vouă, înseamnă că trebuie să vedeți. Suntem la un șantier unde tot stau ferestre Veca și video data să lămurească, deși costul la compania noastră este un pic mai scump ca costul la alte companii. La prima vedere ar părea că tăte bine, tăte ciotca, dar deja vedem că membrana de jos se discleie, nu încleiet ca lumea. Și aici au turnat mastică ca când s-o fac să fie etanșă. Dar e, dacă ați mergeți cu mâna, ați vedeți că e departe de etanș. Dar nu e cel mai greu, cel mai rău asta, cel mai rău avem înăuntru. După cum vedem, una dintre cele mai mari greșeli pe care o văd eu, este în partea de jos, lipsa de profil cald. Stă un profil solbant, unul obișnuit. Da, el stă marcă mai bai veca, dar el e obișnuit. A doua greșeală, cea mai greșeală. Ciopișele astea din lemn stau pe polistirol. Greutatea geamului se transmite pe dânsele și se transmite pe polistirolul dat. Și este în parte deschis, în parte liberă. Folia de protecție pe perimetru a pus-o, dar în partea de jos nu a pus-o. Acum, dați-ne uităm cum a pus folia de protecție din partea asta. Vedeți? Folia de protecție stă pur și simplu pusă, pur și simplu încleietă pe lipiciul de la folia de protecție. Și dacă noi suntem mai atent, distanța dice, dice, cu distanța din partea opusă este diferită. Da, nu-i critica asta, dar grosimea șovului nu-i pus. Aici tot stă veca 82. Stă culoarea spectral, stă și el mai borză și poate de pus, stă sticlobloc cu baghetă caldă, numai că cu sticlobloc cu baghetă caldă la fel. Dacă noi să ne uităm în partea interioară a baghetei, noi n-a să vedem apțibilul a producătorului care a făcut. Și asta este un pic rău. A să lămuresc de ce. Garanția la termopanul oferă compania care a executat termopanul dat. Trecând 2-3-4 ani, mulțumită la Sibil Dușeala, se poate de demonstrat cine a făcut cu termopanul dat. În lipsa lui acum aici nu-i, nici că acum n-a să demonstreze. Chiar având factura sau având talonul de garanție în care în cel mai des cazuri ele se pierd, nu se poate de arătat. Acum haideți mai departe. Uitați-vă și frumusață avem. Avem o ușă culisantă, da? Care stă pe ușa noastră culisantă. Una la mână, că e nu-i proiectat ca lumea, chiar în etapa că noi o deschidem, noi vedem cum are vibrații în partea de jos. Și a doua la mână, stă montată pe niște cărămizi și tot cu ciopicuri din lemn. Vedeți? Asta este o greșeală foarte mare și enormă, nu așa aș zice. Nu. Pentru ce e importantă etapa de proiectare, care eu desuori o ating tema dată? E că aici construcția dată, e trebuie proiectată un pic mai sus, de atâta că membrana, care este mecanic. Ea, mecanic, trebuie să se prindă în profilul solbant care stă sub tâmplărie, în cazul dat. Porțiunea care e lăsată pentru partea de jos este 3-4 cm, ea nu o să fie de ajuns, de atât că deasupra încă o să mai fie scândură. Încă o problemă în treaba asta, e sistemul de drenaj e făcut de desubt, nu e făcut din tăreț. Și membrana trebuie poziționată în așa loc ca apa, sistemul de drenaj lucreze ca lumea, scurgă. Acum, cel mai preferat lucru al meu. Dați să vedem cât sistem de fixare în construcția dată. În partea de jos, vopșă nu-i niciuna. Partea stângă, noi avem 2 metri și vreo 40, noi avem 1, 2, 3 sisteme de fixare. Când ar trebui să fie 5, ele stau doar 3. Partea de sus, ca și partea de jos, nu e nici o sistemă de fixare. Asta e greșeală fundamentală. Asta e o greșeală fundamentală în așa. La fel, după cum am spus, că când membrana este, dar e nu-i. Cum ar trebui să fie corect? Spuma asta dată, ea ar trebui să fie tăiată drept sub 90 de grade și membrana ar trebui încleietă sub 90 de grade frumos făcut. Foarte mare importanță, vă spun că are apțibildul și alena. Neavând apțibildul, pachetele voastre, că n-au garanții, dar ele garanții, de fapt, n-a să aibă. N-a să aibă cine purta răspundere. Eu am avut-o la o comandă la Strășeni,
au adus pachetele, fix, situația e fix ca la băietul Isteana. Pachetele le-au adus, le-au luat murdare. Noi am întors pachetele înapoi la, la uzină, slip-fac. Ei și-au făcut, i-au scos sticla, le-au ștersele, le-au pus înapoi. Da, dacă nu au scos și-au pus sticla înapoi, silicogelul și ala care e înăuntru, el de-a absorbat umiditatea care este. Și el, de fapt, lucrul ăla nu și-l mai face. Și peste 2 ani de zile, când sticlele au început a curge, noi am întins pretenția la compania care a făcut sticlele și compania au zis că, băi, este acceptabil înăuntru. Nu, demonstrați încă sticlele sa noastră, nicătând că el știe că sticlele sa lui. Mare noroc am avut că noi șantierul și ala îl filmasem și s-a filmat mașina cum este e și am avut factura, dar tot, tot dosarul ăsta a durat în decurs de jumătate de an cu cheltuieli foarte mari din partea noastră pentru ca să demonstrăm că sticlele că noi am demonstrat că sticlele nu sunt bune. Dar pentru ca să facem așa, ca producătorul de sticlă să iei sticlele cele înapoi și să ne ofere alte sticle în loc bune. Tot la etapa de proiectare, vedeți că nu s-a luat în calcul. Aici s-a folosit sticlă de 4, ca și la fel la toate 3 geamuri. E trebuie să fie sticlă de 6, că dacă vă uitați voi, e linzuită, e merge ca linza. Din cauza că e sticlă de 4 și toată presiunea pachetului se lasă întrânsă. Și ea că ea s-a făcut ca linza. Mai bine asta se observă, nu știu, la gara feroviară, la clădirea și mare acolo. Ele toate sunt doite, ca vertalioatele. Aici mai avem așa o splendoare, ca și acolo. Doi cotileți jos. Aici au pus un clin din plastic. Aici e bubușcă de lemn. De tot, nu, asta e cel mai grav. E cel mai grav așa e că e în profil de fereastră. O încadrat la cată. Când tu încadrezi la cată aici, armarea din plastic, ea practic stai, ea nu există aici. Și ușa merge vertoliotă, merge ca elicopterul pe urmă, în timp. Și la fel, sistemele de fixare. Da, să le numerăm. 1, 2, 3. Sus și jos nu avem nici una. Și am început noi. E ca eu uns cu mastică. Ca când e negru și frumos și protejat etaj, dar de fapt avem găuri, o grămadă, nimic etaj. Nu vreau să vede că e frumos, dar pe faptul e departe de lucruri calitativ. Sticla dată o plesnit din cauza că precala pe care stă stecloblocul nu stă ca lumea. Și când s-a bătut ștapicul, ea o plesnit. Haideți să concluzionăm. Profil Veca, sticle bune, feroneria, n-aș zice că e cea mai bună, este feronerie mai bună ca asta. Ca când e făcut Mercedes-ul. Dar Mercedes-ul ăsta e montat de Doamne ferește, el mult n-as o ducă. Pe noi ne-au chemat să dăm un verdict la templăriile date, verdictul știți care l-am dat al eu la beneficiar. Scoaterea lor, aș pus lor înapoi, scoase la 50 de euro metru pătrat. Eu cred că în vreo 2000 de euro, el să intre să ne achite nouă lucrări, ca noi să ajustăm, să facem ca templăriile astea să fie făcute ca lumea. Așa că când mă întrebați scumpii mei, deși eu sunt mai scump, nu știu, cu 1000 de euro, 500 comparativ cu alții, ia ca și de atât. La etapa de proiectare, noi oferim mult timp vouă. La etapa de strângerea templăriilor, la toate astea. Noi nu putem să fim, costul nostru nu poate să fie ca costul la băieții dați. Dacă la geamul dat, ei nici clinuri nu au pus pe desubt. Gândiți-vă bine când comandați geamuri și unii comandați. Nu înseamnă că dacă e Veca, apă de templărie să fie bună.